Inspectoratul General pentru Imigrări a sărbătorit pe 7 aprilie 140 de ani de atestare documentară. Semnificația deosebită a acestei zile în contextul imigrației este conferită de promulgarea primului act normativ care reglementa regimul străinilor din România. Legea asupra străinilor, publicată în Monitorul Oficial numărul 6 din 7 aprilie 1881. Cu această ocazie, comisarul de poliție Ionuț Calenciuc, director al Centrului Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil Rădăuți, a oferit o plachetă aniversară instituției prefectului Suceava. Prefectul județului Suceava, Iulian Cimpoieșu, i-a felicitat pentru îndeplinirea cu onoare a misiunii încredințate de statul român, aceea de a acorda străinilor dreptul de ședere, de a veghea la respectarea legalității printr-un control permanent privind combaterea șederii ilegale și a muncii nedeclarate, de a acorda protecție internațională persoanelor aflate în nevoie reală, precum și de a sprijini integrarea persoanelor în societatea românească și le-a urat la mulți ani la ceas aniversar.